În acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul TTM.ro este Campionatul Mondial la 8 ani. O fetiță de 8 ani din Târgu Mureș a participat la Campionatul Mondial de șah. Ariana, un copil cu care orice profesor s-ar mândri, se pregătește în fiecare zi pentru a avea rezultate cât mai bune. Dragostea pentru șah a venit pe neașteptate și a fost înrădăcinată bine în aspirațiile ei de către antrenorul Iosif Gavril Baratoși, un fel de domnul Trandafir al vremurilor noastre. Pe locul 2 ca număr de vizualizări s-a situat un nou trenuleț la platou. Trenulețul Thomas s-a pensionat. Locul său va fi luat de un alt tren modern cu vagoane roșii care va duce copiii și părinții într-o plimbare pe platoul Cornești, începând de la sfârșitul acestei luni. Pe locul 3 s-a situat știrea Stop Cadru, grijă față de capra vecinului. Poza care ne-a atras atenția ieri este despre un mesaj apărut pe mașina unui șofer, din punctul nostru de vedere unul extrem de pozitiv. Dacă zica la celebră era să moară capra vecinului, omul nostru e plin de bunătate și dorește ca acest lucru să se vadă cât de bine se poate de către toți șoferii. Așadar, să nu moară capra vecinului, ci să trăiască. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând alături de alte informații cu caracter local, regional sau național, accesând site-ul TTM.ro.